Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am pregătit o prăjitură cu mălai și perluțe de brânză. Ingredientele necesare vi le prezint chiar acum. Am aici 4 ouă, 150 de grame de făină, 150 de grame de mălai de porumb, mălai din acela cu care faceți mămăligă pentru sarmale, nu este foarte fin, 200 de grame de iaurt, 120 de ml de ulei de floarea soarelui, voi adăuga și puțină sare, 180 de grame de perluțe de brânză sau puteți folosi brânză proaspătă de vaci, o linguriță de zahăr vanilinat. Am aici în farfurioța aceasta micuță, 10 grame de praf de copt și 150 de grame de zahăr. Acestea sunt ingredientele. Haideți să pregătim aluatul. Amestec făina împreună cu mălaiul, praful de copt și le voi da deoparte. Separ albușurile de gălbenușuri, pun albușurile în vasul mixerului, spumând albușurile separat foarte bine, transformându-le într-o bezea, dăm volum prăjiturii, va fi aerată, pufoasă. Adaug un praf de sare peste albușuri, le va ajuta să se spumeze mai rapid. Încep să mixez la viteză mică pentru început, după care măresc viteza mixerului, iar atunci când albușurile au început să se albească și să capete volum, adaug treptat cam jumătate din cantitatea de zahăr. Mixez la viteză mare până obțin o bezea stabilă și lucioasă. Separat gălbenușurile, le amestec cu zahărul vanilinat într-un alt castron. Cu restul de zahăr mă folosesc de untel și amestec bine de tot, frec gălbenușurile cu zahărul până când zahărul începe să se topească și gălbenușurile își schimbă culoarea. Adaug acum uleiul treptat, ca la maioneză aproape. Continui să amestec cu telul până când tot uleiul este încorporat. Adaug acum iaurtul. Amestec cu telul pentru a încorpora și iaurtul. Adaug acum perluțele de brânză și la fel amestec cu telul. Ingredientele uscate ajung și ele în castronul cu gălbenușurile, făina de grâu și mălaiul de porumb. Și la final încorporez albușurile în 3 etape, le amestec cu o spatulă prin împăturire. Între timp preîncălzesc cuptorul la 180 de grade.
Compoziția este gata acum, aluatul este gata. Îl torn în tavă, am aici o ramă metalică pe care am căptușit-o cu hârtie de copt și dimensiunile ramei metalice sunt de 30 x 22 de centimetri. Nivelez aluatul, după care voi coace prăjitura în cuptorul preîncălzit până când capătă culoare deasupra. Când s-a copt, îndepărtez cu grijă rama metalică pentru că este foarte fierbinte și o las să se răcească. O pudrăm cu zahăr și, bineînțeles, o servim cu familie și prieteni. Deserturile sunt făcute să se împartă cu cei dragi. Sper că veți încerca și voi prăjitura și îmi veți spune în comentarii cum vi s-a părut. Noi ne auzim data viitoare la o altă rețetă. Până atunci nu uitați să fiți veseli și totodată nu uitați de abonare. Apăsați butonul subscribe și veți primi notificare ori de câte ori postez o nouă rețetă. Numai bine, ne auzim data viitoare!